nu știu, uitându-mă la ăștia, poate că e mai bine așa. Hm? Să n-avem guvern, dar să negocieze mereu ăștia, să fim mereu, ia, hai, hai că acum încep, dar să nu înceapă niciodată. Adică voi vă imaginați că ei vor face măcar 10% din tot ce negociază acum? Nici pesediștii și nici liberalii n-au făcut nimic din ce au promis în ultimele două campanii electorale. Deci abia asta te scoate din minți când îi vezi atât de aplicați, domne, de preocupați de cum negociază ei fiecare virgulă, fiecare, după care haos, tată, dezastru, lăutăreală totală. Suntem într-o direcție bună, toată lumea a înțeles că nu se poate cu ceea ce venisem toți în discuție. Noi veniserăm, câțule, că și asta te face să te urci pe pereți, mă, nici să vorbiți corect românește nu știți. Ați văzut cum sunt formularele alea de COVID, le completezi pe unde mergi? Așa și voi bifați toate căsuțele de sus până jos la prostie. Altfel e foarte, foarte bună direcția, da. 2-3 ani așa, dacă ar mai avea să pună, domne, ca lumea la punct programul de guvernare, belea ar fi, vă spun, belea. Adică ei ne lasă cu impresia că, vezi, doamne, sunt niște perfecționiști, mă. Bă, ei nu s-apucă, bă, de treabă până n-au totul măsurat la milimetru, mă înțelegi? Eu cred că în toate ședințele astea își împart funcții, prefecți, bani, iar la final zic, bun, ok, asta cu Ciolanu. Acum să vedem ce le spunem fraierilor că am negociat. Că... Și o să ne vină domnul Vâlceanu cu ultimile impacturi calculate pe anumite programe pe care le-am trecut astăzi în revistă. Auză-l și pe ăsta. Le vine domnul Vâlceanu cu ultimele impacturi. Din nou, las la o parte sărăcia de limbaj, știți 30 de cuvintele învârtiți între ele. Să remarcăm însă respectul. Da? Ați observat? Domnul Vâlceanu. Domnul Vâlceanu care până ieri era criminalul ăla nenorocit de Vâlceanu. Mișto! Eu cred că deja suntem foarte întârziați la așteptările românilor. Sunteți întârziați de mult, ca să zic așa. Întârziați pe toate planurile, la toate materiile. Bine, noi facem mișto de ei, dar ce ne spun arată că se pregătește din nou un mare program de sărăcie națională. Legat de pensii, ce majorare ar fi suportabilă de la bugetul de stat? Aici este discuție, pentru că sunt mai multe variante. Repet, cea de 11% este mult prea mult. 11% la pensii înseamnă prea mult? Corect. Corect. Păi bă, nebunilor de pensionari, dacă vă mărim cu 11%, vine Ciolacu și vă taxează pentru bogăție. Gândiți-vă că doar inflația e spre 10%, iar 11% deja este nu mult, ci mult prea mult. E, lasă-mă că face domnul Vâlceanu niște calcule, e profesionist, ce naiba, și probabil o mărire de 3% așa e numai bună. Adică, na, cât să-ți permiți dintr-un covrig, fix gaura. Vom mai fi discuții mâine.